Eu 6 ore să rezist. În sens, geantură, fiți atenți că trebuie să ia curba. Ați fost vreodată cu un camion? E, păi astăzi vă iau cu mine, mergem cu tata, trebuie să meargă până la Craiova să descarce ceva, nu știu ce, whatever, și mergem împreună, fac un mini vlog, nu știu cum o să iasă, n-am nicio idee. Încerc să văd dacă găsesc șaorma mea preferată, că m-am uitat exact la un videoclip înainte să dau start la vlog, încercând să stau trează, că e 4 dimineața, m-am uitat la un videoclip cu mâncare și mi s-a făcut foame pentru că oamenii mâncau kebab și mi s-a făcut foame de șaorma și știu că am un loc deschis de șaorma non-stop, acum vedem dacă chiar e, să vă arăt ce mi-au la mine. Primul lucru și cel mai important este ceva de buze, lip gloss, că mor fără, nu pot să rezist, portofel în caz că am nevoie de ceva, acte, Kindle-ul de pe care o să citesc, pentru că încă este noapte afară, fiind 4 dimineața și încă nu mi-e somn și probabil o să dureze un pic să adorm, iar cartea pe care o citesc acum, poate pot să citesc ceva pe drum fiind în pat sus, pot să stau drept și nu o să-mi fie rău. De obicei când stau în mașină și în față și în spate și mă uit la telefon, mi se face rău, de asta nici nu pot să citesc. Așa că mi-am luat și o carte, poate pot să citesc, în momentul de față citesc Fourth Wing, până acum sunt la pagina 48 sau ceva de genul, îmi place de mor, o recomand din tot sufletul meu până acum. Vedem cum este și în continuare. În rest mai telefonul, încărcătorul, camera, pastile în caz că mi se face rău și cred că cam atâta. Mergem să-mi iau șaorma că mi-e foarte foame și probabil că ne vedem ori de pe drum, ori din camion. Revenim. Am ajuns, guys, în camion, n-am găsit șaorma, foarte dezamăgitor că mi-e foarte foame și mi-am luat ceva de la Rom Petrol. Nu suntem sponsorizați, niște 7 days, ceva, oricum asta e foarte nașpa, dar era cu brânză și am nevoie să mai schimb chestiile. Imens camion, nu am ce să zic, n-am mai fost niciodată lângă el, n-am mai urcat, n-am mai văzut. Și tata a mai avut un alt camion mic când avea coleg și mă așteptam ca patul să fie sus, dar nu este sus. Vă fac un mini room tour. Patul este exact aici, lângă șofer, acolo și tata. Suntem în parcare la Lidl undeva. Aici mi-am pus și o Fiusti, că nu pot fără, sponsorizați-mă, vă rog frumos, Fiusti. De mâncare, telefonul am, tot ce am nevoie cu șosetele mele de Crăciun, că nu putem fără, mai am tampoane că nu e vibe, încărcătorul de la telefon, ce am, chipsuri, Jordan în picioare și tata își pune centura și ne pregătim să mergem. Abia aștept, facem vreo 4 ore jumate până la Craiova. După staționăm vreo 2 ore, 3 ore, stau pe pat, citesc și încă 4 ore jumate întors. Acum vedem cum este și drumul și cât de repede mergem. Am și patul de sus în care să dorm în caz de orice, nu știu dacă se vede sus de tot acolo, ca să nu mă simt prea bine aici așa în open space, cum ar veni, avem open space. Ne revedem de mai încolo. Sper să nu mor de foame, ci că pe la 10 mâncăm. Mi-am zis că eu nu pot să rezist până la 10. Eu 6 ore să rezist fără să mănânc și la 10 mâncăm ceva mâncare, probabil ne oprim undeva. Ne vedem de mai încolo, vă pup. Nu știu dacă se aude, guys, dar ne cântă Delea. Lo 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 loli. Manevră, în sens geantură, fiți atenți că trebuie să ia curba. Tocmai ce m-am trezit, guys, din somn, am dormit de pe la ora 5 și un pic până la ora 8. E ora 8 dimineața, am ajuns și noi în Craiova, finally, deci nu știu că se vede cum se mișcă, n-am ce să fac. Bă, deci drumul ăsta e ok, dar să dormi în timp ce mergi, bine, n-ai cum, că ești doar tu aici, e doar tata, dar să trebuiască să dormi în timp ce mergi, horror, băi, că deci simți fiecare părticică de drum, n-ai cum să nu o simți. Dar am ajuns final în Craiova, stați să vă arăt.
limita de viteză. În sfârșit am ajuns, guys, suntem la locație, port ochelarii de soare pentru că, bine, acum nu bate soarele pe mine, dar de obicei e foarte mult soare și trebuie tata să cumva să parcheze înăuntru acolo, asta că nu prea e loc să intri de mașinile parcate pe lângă poartă. Trebuie tata să parcheze înăuntru și să descarce marfa, nu știu dacă o descarcă el, cred că o descarcă altcineva. Am mers cu vreo 4 tone de marfă, 5 tone de marfă, ceva de genul, foarte interesant. Mi-a zis tata că maximul de tone, cred că 24, și asta înseamnă că tot camionul are vreo 40 de tone. Voi vă dați seama, 40 de tone, și eu zis că na, e mai greu să pleci de pe loc cu 40 de tone, clar. Mi se pare așa super interesant, vă zic așa mici chestii ce mi-a zis și el, că l-am mai întrebat. Mi-a zis că stăm o oră, două, trei aici, cine știe, l-a descărcat. Mă gândesc și durează atât de mult, dar poate, nu știu, acte de făcut, n-am nicio idee ce trebuie făcut. Dar vedem cum decurge situația, sper că ne mișcăm repede, că intenționez să nu trebuiască să mă duc deloc la baie, de când am plecat până acum. Că nu vreau să mă duc în băi de-astea ciudate de pe drum, intenționez să mă duc iar acasă, vedem. Nu mă văd deloc, cred că am pus și o cameră aici așa pe un suport de șervețele. Aparent n-am fost unde trebuie, așa că o trebuie să ne venim într-un peco de ăsta, să staționăm, că trebuia să-și ia pauza de 45 de minute, că se face totul legal și frumos. Acum stând la pauză am putut să-mi iau și eu o ciocolată caldă aici foarte drăguță și să merg la baie. Am întrebat pe tata cum face cu când nu e plecat și mi-a zis că există dușuri pe care le plătești în Franța, zice că există locuri în care nu trebuie neapărat să plătești, totul e curat, baie, doar că trebuie să stai la coadă pentru că și că în fiecare parcare sau pe acolo trebuie să aștepți 40 de camioane, deci plin. O să vă filmez și camionul să vedeți cât de mare este și acum staționăm. Probabil o să mă pun pe patul ăsta lung să citesc ceva. Ce să și faci? Beau și eu aici ciocolata caldă că eu nu beau cafea și așteptăm cu soarele ăsta orbitor care bate aici prin fereastră. Revenim, sper că de la locație. A ajuns, guys, în sfârșit la firmă, face tata o parcare cu spatele. Zici că suntem în Eurotruck Simulator, doar că el poate să facă parcarea, eu nicio șansă. M-am oprit din parcare, am zis, o lăsăm așa cum e, că eu cu spatele nu știu să parchez. Dita mai camionul. Am zis să-l pun acolo, pe margine, nu? Am înțeles. Vine tata aici să le livreze niște echipamente agricole, din câte știu eu. Și eu am dormit aici, guys. Telefonul, tot. Gat, ne-am parcat și acum tot ce trebuie de făcut e să scoată marfa din spate, să semneze actele și putem pleca acasă, în drum spre casă. Mai vreo 4 ore jumate, depinde cum ne mișcăm, că s-ar putea să fie mai mult trafic. Ia uitați, guys, cât de mare e. Ai, 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 cât de mare. Asta duceam noi în spate. Ce s-a stea, tata? Semănători. Semănători, auziți, nu știu, nu mă pricep. Tata scoate chestiile astea de aici, mă gândesc că nu. Tu le scoți sau le scoate altcineva? Eu. Tu? Eu. Mamă, păi nina oameni să facă. Vai de ei. Să le scoate ei ceva. A, ei le scoate, da, ok. Bun. Păi da, asta mi se pare și mie logic. Munca de șofer de tir. Eu intru înapoi în mașină, cam înghețat de frig, e un frig afară, n-are rost, e soarele ăsta puternic, dar degeaba că e frig afară, vreau numai să vă arăt camionul, să vă arăt cât de mare este tirul cu care am fost noi. Imens, nu știu dacă se vede la fel de bine pe cameră, dar este imens. Intru înapoi să mă pun să citesc sau să dorm, că nu mai pot, am dormit doar 3 ore. Eu ajung până pe aici, numai roata e cât jumate din mine. Deci trebuie să urc sus de tot, ca idee. Asta este înălțimea mea și trebuie să urc acolo pe scaun. Este foarte, foarte, foarte mare. Am zis, este
Edita mai tirul, e imens, guys. Să văd cum escaladez munții aici, să urc sus cu camera în mână. Am ajuns, guys, la taverna Sârbului să mâncăm. Nu știam unde să mâncăm. Am zis tata că știu un loc, dar că n-o prins acolo, că l-o ratat, intrarea și atunci am venit aici. Au zis că aici e mai interesant, mai select, mai nu știu cum. E foarte drăguț că suntem exact lângă Dunăre. O să vă arăt cadre. Suntem exact pe Dunăre. Deci dacă fac un pic pâște, am picat în apă, nu știu cum să zic. Am văzut și niște peștișori foarte drăguți și mi-am luat fasole cu cârnați afumați. Vreau să văd cum este, sper să fie bun, să-mi iau poftă, nu mai pot, mereu mi-e poftă de fasole. Dar mă gândesc că este interesant locul și chiar bun. Vedem cum este cu mâncarea și să vă mai arăt și Dunărea, care arată superb. Mâncarea, guys, vă arăt foarte puțin, nu foarte mult, ca să nu vă fac poftă, că arată super, super bine și mi-arată super bine și locul este superb. Tata, tu zi repede părerea ta despre șoferit de tir, nu știu, cum ți se pare, greu sau nu prea? Mie mi se pare ușor. După câți ani? Păi, după vreo 30 de ani de șoferie. Și câți kilometri, câte milioane de fapt? Nu știu câți vreo, nu am să coci, dar vreo 3-4 milioane am. 3-4 milioane. Auzi, am văzut că este sigla Mercedes acolo sus pe tir. Da. Cât ar costa o mașină de asta? Ai vreo idee? E scumpă, e peste 100.000 de euro. Peste 100.000 de euro. Na, păi pot să zic, guys, că am mers cu o mașină super scumpă. Și în rest, poftă bună nouă, că ne punem acum să mâncăm. Nu mai întrebe, Lamborghini ca Mercedes. Vă pup! Bine, guys, acesta a fost videoclipul. Noi finally am ajuns acasă. A parcat tata mașina și luăm toate chestiile din camion și plecăm acasă. Sper că v-a plăcut videoclipul. Sper că mai vedeți. Dacă mai ne ducem undeva, dacă se mai duce tata undeva, i-am zis să mă mai ia cu el, că mi-a plăcut. Eu tocmai ce m-am trezit din somn, că iar am mai dormit un pic. În rest, nu uitați să lăsați un like, share, comment, tot ce vreți voi la videoclipul ăsta și până data viitoare, vă pup.